Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou unboxing. Ei bine, vechiul meu m-a așa așadar este timpul pentru unul nou. Hai să îl desfacem. Bă, dar n-am forță? Bă, da, ia așa. Avem și clasica pungă cu bule. Asta se păstrează, nu se aruncă. Acesta, Certificat de garanție și 2 ani e valabilă garanția și mouse-ul se bulească în trei, cum am pățit și cu asta. Da? Și ați făcut toate, n-ai ceri. Bun. Acesta este mouse-ul, tot un Red Dragon, ăla vechi se cheamă Mamut, ăsta se cheamă Impact. Și de ce l-am luat? Pentru că are 19 butoane, hai cam să vă arăt chiar acum. Uite, are și un sigiliu de ăsta și mecher. Mă, ce-mi place la astea de la Red Dragon e că ai DPI-ul mare, Mouse-ul vechi avea 16.000, ăsta are parcă 12.000 sau 14.000. Oricum, eu zic că e suficient. Da, n-am găsit unul cu la fel de mult de pe ei, dar măcar am mai multe butoane. -mi Chistie că mie îmi trebuie butoanele pentru când fac live, că schimbă scena, oprește microfonul, chiar și să vorbesc cu, cu echipierii. Pe cantări eu vorbeam din mouse, nu de pe tastatură. Hai să mi scoatem frumos de aici. Invers, așa. Hai da. Ești la iveală, te aleg pe tine. Gata, asta nu mai trebuie. Ok, ce avem aici? Stickere Astea cred că sunt stickere de aici. Da, avem apțipilde, apțipilduri, stickere Se păstrează. Am o grămadă de la muncă. Ce avem aici? Ăsta ar fi manualul de instrucțiuni. Nu mă interesează. Dar nu știu ce e asta de aici. Văd că avem o cutiuță. Hai mă, focusează-te. Avem o cutiuță. Ce e cu cutiuța asta? Ia să o deschidem cutia Pandorei, cutia neagră la propriu. Hai mă, cum dracu se deschide asta? Poate o bulesc. Gata. Hai că n-am rupt-o, ce avem aici. Gata, știu, în asta e să pun greutățile de la mouse, că mouse-ul are niște greutăți în caz că mi se pare prea greu sau prea ușor mouse-ul. Bun, mai erau une, unele variante, unii mauși, unele mausuri încărcabile, dar eu n-am vrut așa ceva, am vrut neapărat pe fir. Da, e interesant să poți să iei cu tine prin casă, dar nu mă, nu mă, dă pe spate tehnologia asta. Așa, asta nu mai trebuie. Acesta este mausul, dragii mei, scrie pe el 12400. Păi cel vechi aveam 16.000, dar Nu știu dacă o să simt așa tare diferența. Mama, dar e rece, adică se vede, mi-au de degete. Sper ca la material să fie bun să nu se pună grăsime din aia de pe deget pe el. Bine, pot să-l șterg. Și după cum vedeți, avem 12 butoane pe o parte, de la 1 la 12. Ce fac eu cu aceste butoane? Ei bine, am să le folosesc pentru comenzi. Mai au niște variante, Dar l-am vrut pe ăsta că am, uite, am marginile astea pe care să-mi stea degetul e un pic mai confortabil. Mă, dar e rece săracul. Și ideea că cu aceste butoane, care sper că se vede, sunt puse așa, nu sunt puse drept ca o tastatură. Au așa, sunt puse mai câși ca să le simți la mână și pot să-mi pun așa. De pe 1 opresc microfonul, de pe 2 schimb scena, de pe 3 opresc muzica, 4 cenzura pomei și tot așa. Și eu pe să-l folosesc pentru comunicat. Când ies să vorbesc pe CS, dau un pic de el așa. Sau aș putea să pun tot pe unul, dar să pun pe ăsta. Bineînțeles, asta eu o eu să le folosesc de volum, nu de mărit DPI-ul. La asta văd că nu mi-a mai dat CD-ul, la vechiul mouse mi-a dat un CD-ul, bine, era 2021 când l-am luat, alte vremuri pe atunci și l-am luat tocmai de la Slobozia. Deci poate da, de era cu CD-ul, că lumea acolo încă mai are carcase de CD-uri și de știe. Iau asta zi, softul de pe. iau aplicația de pe site-ul lor, scriu numele mouse-ului, Mouse Impact. Mai era unul sniper, dar l-am preferat pe ăsta. Chid că suna mai mișto sniper decât Impact. Zici că mai trebuie să găsesc unul TNA și unul Ring of Honor. Mă rog, o să iau softul ca să configurez luminile, DPI-ul și ce face fiecare buton. Așadar, hai să-l conectăm la calculator acum. După cum ați văzut și unboxing-ul de mai devreme, hai să vă prezint un pic și softul mouse-ului. Am făcut eu câteva setări. Avem pentru front și pentru site, scrieți numele mouse-ului pe Google și vă dă pe site-ul producătorului și descărcați direct softul pentru mouse-ul respectiv, unde vechiul mouse se cheamă Mamut, Ăsta se cheamă Impact, da. Impact, mai am nevoie de un TNA, un Ring of Honor și am tot uh, indizul. Ok, avem așa, pot să putem pune mai multe modele sau mai multe profile dacă să zicem vrem, de exemplu punem nume Fortnite. Depinde ce joc ai. Să zicem că poate ai nevoie de multe butoane, cum de pe Fortnite construiești, sau pe World of Warcraft să-ți pe repede armele. Ideea e felul următor. Eu în principal o să folosesc așa. Butonul ăsta de lângă click, eu îl folosesc strict pentru comunicat. Adică pe CS vorbesc, mi-e super ușor. Doar atât am de umblat aici. Și în partea asta mi-am setat eu în mare parte butoane de pe Numpad pe plus, minus împărțit. La fel, butoane pe tastatură pe care rog, nu le folosesc, Page up, page down, end, home, etc. De ce mi-am setat butoanele astea? În loc de cifre simple. Bine, probabil că inițial o fi fost gândit să ai atâtea butoane pe o parte pentru... Cum se cheamă? Pentru ce cu tastatură din aia fără n-am pe tastatură 60%, mecanică nu știu cum. Dar eu mi-am setat astea deoarece am pe OBS mai multe scene. Adică, de exemplu, pe um, ăsta dispar eu. Ăsta timing Auziți? Acum auziți. Pe ăsta am scos doar camera. Voi acum auziți, dar nu mă vedeți. Și tot așa, mai multe chestii. Pe 4 nu mai știu ce am setat. Oricum. Am vreo 7 din 12 butoane rezolvate aici. O să mă la ele. A, ah, și pe uh, 5 și 6 eu nu le folosesc pentru DPI, eu le folosesc pentru volum mai mult. Și avem și Lightning, cool, putem să modificăm. Wave, Rainbow, Full, Reactive, Flash, putem să-l dăm și POV. Acum vedeți cum e. Se schimbă așa. Dacă e, nu știu să zicem, pentru cine vrea să-și ia mouse-ul ăsta și nu vrea luminițe, gata. le oprit. Dacă ar fi ceva așa un minus pentru acest mouse. Minusul ar fi. De fapt, hai că am închis software să-l punem la loc. Să rămân aici. dai mă. Așa, bun. Așa, hai se vede, perfect. Ce ar fi așa minus la softul ăsta? De fapt, minus la mouse ar fi așa. Trebuie să te înveți, să te obișnuiești cu, cu mai butoanele. Îmi place că deși strâng mouse-ul când mă joc CS, nu mi se apasă Dar singurul minus mare Hai că încă am aici mouse-ul vechi Dacă ar fi un minus mare Pe care îl are Mouse-ul nou față de cel vechi E că cel vechi Era mai mătuită și era mat Mai grunjos Nu era lucios Și nu se lăsa așa multă grăsime pe el Ăsta s-ar putea să se lase Sau poate cine știe sunt eu fraier și e materialul mai bun Dar ăsta mi-a plăcut mult Că e materialul ca lumea. Și dacă se le compar așa la formă, ăsta e un pic mai lat și pe dreapta, nu doar pe stânga, cum ar fi să-mi țin degetul acolo, să nu mă mai frec cu degetul de... Cu degetul de mousepad să-l murdăresc. Oricum cred că o să schimb și mousepad-ul ăsta la un moment dat. O să-l fac covoraș la intrare în casă, la intrare în garsonieră, la cât de mare e. Vreau să scrieți comentarii ce mouse folosiți voi, ce mărci, cât ați dat. Ce părere aveți despre acest mouse? Deci avem, pe scurt, uh, avem soft la el, avem 19 butoane, luminițe, butoane multe, deci foarte bun pentru streaming sau pentru jocuri mai complicate. La fel ca mouse-ul vechi, avem aici, scoatem greutățile și le băgăm în cutiuța asta când ni se pare mouse-ul prea greu și îl vrem mai ușor. Mai avem aici un buton mic să schimbăm modul, deci dacă, să zicem, avem aici mode sau mai jos la profil pentru fiecare joc. Apăsăm pe butonul ăsta să nu mai intrăm în soft și modificăm. Deci încă nu știu, intrăm de pe stat pe YouTube la Fortnite. Și am mai nevoie de o anume sensivitate și butoanele per potrivite pentru construi, de exemplu. Am făcut aseară un live cu mouse și se simte bine, am câștigat meciul ăla de CS. Bine, am avut noroc că erau idioți în echipa adversă, deci să mint. Cam asta a fost videoclipul. Scrieți comentarii ce părere aveți despre marca asta Red Dragon. Poate mă sponsorizează cine știe. Nu știu la ce oră vă fac live astăzi. Că trebuie să plec să filmez un vlog. Am geanta de vlog pregătită. În vreo 2-3 ore trebuie să plec. Așadar, vă aștept în secțiunea de comentarii să vă dați cu părerea despre acest mouse de 125 de lei. Cu tot cu rambursul de la Easybox. Dacă merită sau nu Cam atât Pe data viitoare A ah, stați Știu că unii o să ziceți probabil că pe alte site-uri Era mai ieftin de atât Era Dar fără transport pus la socoteală Ăsta a plătit doar rambursul de la Easybox Că l-am făcut Că am făcut comanda cu control cuiva care are Genius Că da, dacă n-aveam Genius plăteam Și mai mult Ae de deci, ce cam același preț peste tot cum m-am interesat din timp? Ce les tuturor?